De ce în perioada ulterioară trebuie să fim foarte precauți? Noi suntem în contact cu țările care au declarat că deja au găsit vaccină, în special cu Federația Rusă. Apropo, vreau să-l felicit pe președintele Putin pentru faptul că le place unora sau nu, este prima țară care oficial a declarat că a găsit, și într-adevăr nu doar a declarat, a început producerea acestei vaccini. Cineva îmi scria că de ce noi trebuie să acceptăm această vaccină, că încă nu a trecut la nivel internațional și așa mai departe. În același timp, eu zilnic am sute de mesaje în privat, domnul Don, dacă Putin vă dă vaccină, dați-mi și familiei mele, pentru că eu mă tem, dar și-s gata să mă vaccinez și așa mai departe. Noi suntem în contact, noi ne-am adresat oficial partenerilor din Federația Rusă, ca în momentul când ei vor decide să exporte această vaccină și va permite normele internaționale, ca această vaccină să fie livrată în Republica Moldova. În ce condiții și cum? Vom vedea. Eu cred că prietenii noștri, frații noștri din Rusia ne vor ajuta. Și vor fi condiții normale pentru ca să permitem vaccinarea masivă a cetățenilor Republicii Moldova. Cineva mi-a scris, dar ce se întâmplă dacă nu vor accepta vaccinarea? Eu cred că vaccinarea trebuie să fie binevolă. Cel care se va vaccina, va fi vaccinat și nu se va mai îmbolnăvi. Cel care nu, atunci rămâne în riscul, în zona de risc respectivă.